producție la Dacia Literară, el a pus cu adevărat, a creat manifestul manifestul romantismului românesc și el a fost cel care a adunat în jurul revistei Dacia Literară scriitorii din toate țările române și acea generație, prima extraordinară generație din istoria literaturii noastre, care a creat toate speciile sau aproape toate speciile literare și au dat, au fost și oameni politici, și oameni de cultură, și oameni de și istoria, au cercetat, au scris, au, dacă vă aduc aminte, doar pe Bălgescu sau pe Rousseau sau, mă rog, toți cei care au alcătuit Grigore Alexandrescu și mulți, mulți alții, sunt cei care, cu adevărat, au creat cultură și literatură, societăți, teatru. În 1840, Alexandrie conducea teatrul din Iași și a creat un repertoriu extraordinar și de atunci, apropo de faptul că aseară aici l-am aniversat la o venerabilă vârstă de 85 de ani pe Constantin Codrescu, e o bucurie să știm că la un moment dat școala românească de teatru și în general trebuie să fiți tare mândri, trebuie să fiți teribil de încântați că jucați pe aceleași scene care au jucat înaintașii dumneavoastră într-un moment în care teatrul românesc era al doilea pe Europa după cel englez. Sigur, avea o vechime. Una e să fie de la 1560-80 și alta e să fie de la 1840, dar vedeți dumneavoastră, cred că putem constata ce se întâmplă cu noi. Și urmăriți dacă se repetă, eu știu că totul se repetă în istorie. Și anume, noi totdeauna, pentru că toți, cu munții, cu domnitorii, cu coasa, cu sapa, cu secera și cu ce am avut noi în mână, am ținut, știți dumneavoastră, popoarele din răsărit, dumnealor s-au dezvoltat, jucau, nu știu ce câte mai făceau, pentru că aveau un principiu după mine, potopul, nu? Și ne-au luat cu mult înainte, după care ne reproșau, că totdeauna ne-au reproșat, că suntem. Ce capacitate fantastică de trezire și de unitate am avut. Și imediat, la 1840, deci în perioada pașoptistă, ne-am egalizat cu Europa. Ca pe urmă, prin Junimea, Robert știe bine ce vorbim noi aici, prin Junimea, nu numai că am egalizat Europa, că ne-am sincronizat cu Europa, dar am dat un Eminescu. Am dat un Caragiale și nu Caragiale în sine, ci o comedie. O scrisoare pierdută după mine este cea mai mare comedie a lui. Și atunci, în perioada interbelică, iarăși, de la Lovinescu, știți, impulsionând totul, iarăși, egalizăm Europa și depășim Europa. Adică iarăși dăm. Au fost perioadele astea, am rămas, dar și când am țâșnit. E, aceste momente de istorie în care noi ne-am ridicat din genunchi sau am ridicat, știți, fruntea din țărână, mă îndreptățesc să cred că istoria se va repeta și în sensul acesta. Și cum spunea, știți, tot el, că teribil de mare a fost, vom urca pe brânci așa. Așa cum au urcat și străbunii. Arghezi a spus-o, da? E bine, să sperăm în testament, sigur că așa. Și în fine, un alt nume credibil pe care îl cunoașteți, Alexandru Pacuță, născut 1858. Astăzi uitat cu totul. Astăzi, da. Asta e nenorocirea, că nu mai e uitat. Ce înseamnă să dă, doamnelor și domnilor, vă rog, gata, închei, că nu vreau chiar să vă visez cumva. Jucându-mă cu ăla micul de 6 ani, la care spune repede abă cât e fâr, mama zice, dar nu-i furați copilăria. Adică dacă înveți dinozaurii, nu? E mai important decât să înveți zărgoi. Nu se poate așa. Noi toți am dat un bacalaureat cu 4 volume de istoria literaturii, nu de la începutul până în prezentul. Și n-a crăpat nici o minte. Și am fost intelectual.
Ce aia să dai 100? 100, da? De probleme. Povestește nu știu ce. O prostie. Da. Să numeri cuvintele limbii române, zice, scrieți în atâtea cuvinte. Eu înțeleg că asta e la limba, o limbă străină, da? Pentru că trebuie să ai un minimum de cuvinte acolo ca să te numești, că o știi cât de cât la un anume nivel. Dar ca să numeri cuvintele în limba română, când tu ar trebui să citești pagini, că nu crăpi profesor care corectezi. Important e ca tu să urmărești ideile, modul în care le ordonezi, le structurezi, le argumentezi, citezi. Cum știau ăștia și viața și activitatea atâtor zeci de scriitori, cum știau titluri, cum recitau poezie, cum știau fragmente pe din afară. Păi de ce departem șoc de noi? În clipa în care bunica stă în picioare cu traista în spinare și copilul stă, eu fac din copilul la o cârpă, în loc să-i cultiv capacitățile de muncă, de efort, de, nu? Îi cultiv ce? Lenea și neputința. Fac din el un neputincios. Dacă îi dau 3 rulele, pe cum dai tu un bacalaureat cu 4 romane și cu 5 scriitori și cu 3 nuvele? Păi nu cumva asta înseamnă că ne batem joc de noi? Mai meditați, poate că găsim o formulă, poate că putem acționa pe niște căi să trezim cumva, să trezim cumva, în primul rând să ne unim. Pentru că dezbinarea asta ne-a dus în pragul pieirii noastre. Da? Să sperăm că vă doresc mult bine, scuzați-mă, dar vă doare! Vă doare!